Ziua Iei a fost celebrată în tramvaiul de epocă, tramvai care circulă prin Iași în perioadele de sărbătoare. Începând cu anul 2017, de când Asociația Pasionaților de Transport Public Tram Club Iași a personalizat tematic tramvaiul ei în cadrul proiectului cultural Iași, orașul tramvaiilor pictate, căutăm să sprijinim compania de transport public în fiecare an, pe data de 24 iunie, de Ziua Internațională a Iei. Astfel, astăzi îi invităm pe ieșeni la o plimbare cu tramvaiul de epocă, intervalul 12-16, pe traseul Târgu Cucu-Copou. Ieșenii care au călătorit cu tramvaiul de epocă și au purtat ea în ziua de 24 iunie, au avut plăcuta surpriză să beneficieze de gratuitate. Cum este să mergi cu acest tramvai? Mă zbuduie un pic, dar e frumos. Îți place? Ai venit aici cu el? Da. Îți place mai mult să mergi cu tramvaiul acesta sau cu celălalt? Cu ăsta. Da. Ea a fost ținuta centrală astăzi, fiind purtată de ieșeni de toate vârstele. Astăzi acest lucru minunat. Îl port cu plăcere. De mic am și cusut la el, dar nu la ăsta, la altul. Ăsta, ăla s-a pierdut și îmi pare rău că l-avem de când eram mică. Dar cu ăsta am cumpărat-o de câțiva ani și o prac totdeauna. Îl portați ocazional? Ocazional, da, așa. Numai când merg situații deosebite. Chiar în fiecare zi nu se poate purta. Dacă aș avea mai multe, da. Ziua ei este sărbătorită de 12 ani în țara noastră.